Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor daților apostoli, ale Sfântului Mucenic Teotrifon și a Sfinților Perpetua și Felicitasa, cărora pomenilor săvârșim, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Dar înainte de a ajunge în Tir și în Sidon, a ieșit Hanania ca rugându-l cu lacrimi, Doamne ajută-mă, fiul lui David, vedem din gura unei păgâne că îl identifică pe Mântuitor că este fiul lui David. Are genealogia din David, David care era împăratul cel slăvit al iudeilor, în care ești puseseră multă nădejde. Dar iată că Dumnezeu nu ascultă, ci merge mai departe, dar ea strica în continuare. Fără numai că aici ne arată Dumnezeu ce înseamnă perseverența omului. De aceasta când ne rugăm lui Dumnezeu pentru un necaz, pentru o boală, chiar dacă Dumnezeu nici nu te aude, insistă la El, că El anume face ca să scoată înaintea diavolului credința ta. Și zice apostolii, miluiește-o Doamne că iată strigă în urma noastră. Gândiți-vă ce însemna pentru Domnul și pentru apostolii ca să strige o femeie în urmă. Zicea că ori este declasată, ori nebună, oricine știe ce se întâmplă, ceva anormal. Dar Domnul îi spune atât de frumos, nu este bine a lua pâinea fiilor și a ta-o câinelor. Cuvânt pe care ea îl aude, dar aici punctează imediat și zice, Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmieturile lor. La propriu vorbind, la câine îi dai tot ce rămâne în plin.
mai trebuie arunci la gunoi, iar el mănâncă, mănâncă cu patos. Îi torni acolo niște lături și el mănâncă. Dar Domnul îi dă replica aceasta, că nu este bine a lua fiul, pâinea fiilor. Care este pâinea și care sunt fiii? Dumnezeu a venit pentru poporul iudeu. A venit să adune poporul iudeu care era rătăcit. Aceasta zice că a venit ca să-i adune și nu este bine de-a lua pâinea, dar și ea nu se lasă, perseverează în rugăciune, era probabil că zdrobită la suflet. Nu-i trebuia absolut nimic decât că fiica ei rău se îndrăgea. Și atunci punctează Hananianca: Doamne, și câine mănâncă din sfârmături de lor. Cu drept cuvânt, dacă un câine ți-e milă de el și îi dai din sfârmături, dacă-i un om. Și apoi concluzionează Mântuitorul: Amin, zic ție, credința ta te-a mântuit și fiica ei în ceasul acela, care nu era prezentă la ceremonia aceasta, s-a vindecat. Probabil că fiica ei era acasă, nu era cu putință să fie adus aici. Și știți care aveți fii îndrăciți sau cine știe cu ce neputințe, nu se pot aduce, dar rugăciunea ajunge la el, că merge prin Domnul Hristos. Cum a făcut la masă, cum a făcut la atâta și atâta minuni, fiica ei s-a mântuit. O pildă cutremurător de mare. Personajele sunt puține, dar aici punctează și arată credința ei. Ce înseamnă, iubiți credincioși, perseverența în rugăciune, perseverența în a cere de la Dumnezeu? De aceasta trebuie să insistăm la Dumnezeu mult, că Dumnezeu nu că nu te aude, că El este prezent tot timpul lângă noi și așteaptă ca să-ți vadă credința ta, că vedem cum flecărim din gură și schimonosim o cruce așa, parcă cânti din chitară și zici că te-ai rugat. Nu aceasta este rugăciunea, este cea din inimă, cea cu lacrimă, cea care nu te uiți împrejurul tău, ești zdrobit la inimă. Și mulți dintre noi am avut aceste cumpene, aceste crâmpeie în viața noastră. Când inima e zdrobită de durere și numai pentru tine, și atunci unde să alergi? Alergi sus la cer. Aceasta era Hananianca, nu știa de Dumnezeu. Credința ananienilor era în extrem, era idolatră, dar auzind de Mântuitorul că face minuni, mânată de durerea aceea, a întins-o spre Domnul. Cinste ei, bravo, Hananianca, ne-ai dat o pildă cutremurător de mare. Tu, păgână și neștiindu-L pe Dumnezeu, ai alergat la Dumnezeu și ai câștigat. Vedeți, iubiți credincioși, cum se câștigă Dumnezeu. Dar nu ca aceasta vrea Dumnezeu, că să-i cerșești Lui, să te rogi Lui continuu și să te audă. Nu aceasta, că vedem între noi oameni cât suntem de zgârciți, cât suntem de reticenți la strigătele cuiva. Dar omul, dacă insistă, atunci te aude.
fără numai că îl trezește el. Și atunci își dă seama că ai o durere. O durere care nu o poate ridica oricine, ci la cel care a venit. Vedeți semn de credință. S-a dus special Mântuitorul în părțile Hananului. A plecat de la iudei, care erau chiftuiți, că aveau pâinea din Vitleem, era Hristos pâinea cerească, care a venit pentru fiii lui Israel și ei au repudiat-o. Iar din coace voiam numai sfărâmituri aceștia. Vedeți, iubiți credincioși, ce înseamnă credința. Se cerne credința nu după aurul care îl porți, nu după buclele părului care stai în fața oglinzii și ți le faci, nu după hainele cum sunt aranjate pe tine, că în momente de răscriște, în momente de durere, când sabia vieții sfâșie sufletul, se mai uită careva la cele cu care se împodobește. Am văzut oameni care vin aici câteodată, sfâșiați de durere, nici nu mai știu cum să se îmbrace și cum să se aranjeze bijuteriile, dacă le mai are, dar e sfâșiată de durere sau sfâșiat și plânge continuu. Oare Dumnezeu nu vede? Aceasta cere Dumnezeu lacrima din suflet, nu doar schimonosirile. Și gata, m-am rugat, am fost la biserică și mi-a rezolvat treaba asta. Ci lacrima aceea din lăuntrecul tău, din adâncul sufletului. Vedeți? Credința în Dumnezeul cel adevărat. Că sunt Dumnezei mulți acum pe pământ, după numărul ereziilor, a schismaticilor și a tuturor care sunt în lume, fiecare au un Hristos sau un Dumnezeu al lor, dar este unul Dumnezeu. Toți spun, vină la mine că aici ai găsești credința adevărată. Degeaba sunt. Unul este Dumnezeu în dreapta credință, în cea adevărată care a lăsat-o Hristos. Ne vine foarte greu ca să explicităm, să ne explicăm oamenilor de ce spunem că este credința adevărată, de ce spunem că aici este Dumnezeu. Ca să nu ne înțelegem greșit că ne alăturăm celorlalți care la fel zic. Iubiți credincioși, când era Mântuitorul, au apărut foarte mulți Hristoși. Și spune Mântuitorul, să nu credeți, vor învia morții, vor face minuni, dar să nu credeți că aceia sunt înșelători. Dacă l-a ispitit diavolul pe Mântuitor, a avut atâta curaj și impertinență ca să-l ispitească pe Domnul, dar de noi niște mogâldețe de oameni trecători prin viață, oare se rușinează de noi? Nicicum. Ci credința ne ține puternici, că prin credință am văzut cum, după cum spune Apostolul Pavel, au închis gura leilor, au stins focurile, din morți s-au sculat, prin credința în Iisus Hristos. Și cheamă-L pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci pilda de astăzi ne îndeamnă la acea bulgăre neadormit, din care curge sentimentele, din inimă. Curg sentimente și bune și rele.
Dar noi să le alegem pe cele bune, că suntem fire raționale. Suntem cu mintea întreagă. Suntem oameni care batem la ușa lui Dumnezeu să ne recucerim ceea ce am pierdut. Că am spus în rândul trecut, că a căzut Adam din Eden, să nu-l condamnăm pe Adam și pe Eva, că noi suntem de mii de ori mai răi decât Adam și Eva. Noi cădem pradă diavolului. Vedeți dumneavoastră, niciodată prădătorul nu mănâncă prada care cade în unghii acolo, în locul acela. O ia și se duce departe. Diavolului nu i-a venit ușor ca să scoată pe Adam din rai. Că i-a spus lui Eva și lui Adam, în ziua în care veți mânca din pomul oprit, veți muri. Dar diavolul vine și rece și minte. Zice, nu veți muri, ci vi se vor deschide ochii și veți cunoaște binele și răul. Și atunci a întins mâna și a luat din fructul oprit. A mâncat, dar ea era frică dacă moare. Dar n-a murit. Moartea n-a venit imediat. A venit peste sute de ani peste Eva. A mâncat, dar în schimb s-a făcut ca unul din doi din Dumnezeu. A cunoscut binele și răul. Și răul care l-a cunoscut, s-au văzut că sunt goi. S-a milostivit Domnul Ceresc când i-a căutat în rai. Unde ești, Adame? Auzind că ești aici în rai, ne-am ascuns. Dar de ce te-ai ascuns? Suntem goi. Oare trebuia să se ascundă? Că era făcut din mâna lui Dumnezeu. Îi era rușine. Și așa s-a deconspirat că a mâncat din pomul oprit. Oare Dumnezeu n-a văzut acest lucru? L-a văzut, iubiți credincioși, dar l-a chemat la mărturisire. Că dacă își mărturisea păcatul, da, Doamne, am mâncat. Dar el spune, femeia care mi-ai dat-o m-a îndemnat. Și de atunci mergem în împărăția morții. Vedeți cum a fost căderea? Oare noi oamenii nu suntem Adam și Eva? Ne naștem prunci. Era creul lui Dumnezeu ca fiecare din noi să ne naștem maturi? Nici cu. De vreme ce a semănat în tot pământul toate ființele și după culoarea lor, după mofturile lor și le ține în viață, a umplut Domnul cerul și pământul cu toate ființele. Îi era greu să ne facă pe noi direct? Nu. Ci ne-a lăsat prunci, ne-a lăsat mici, ca mama și tata să simtă durerea, să simtă creșterea lui. Cât e de frumos pruncul când e mic. Și mai ales atunci când gângurește, stârcește cuvintele tare drăgălașe, parcă ai vrea să nu mai crească. Dar când crește, își schimbă nuanța, începe să nu te mai asculte. De atunci începe să devină Adam. De atunci, de la 7 ani, cum am lăsat Sfinții Părinți, dar acum e mai jos de 7 ani, începe să cunoască binele și răul. Vedeți, iubiți credincioși, cum ne-a închegat Dumnezeu. Ne-a închegat atâta de bine.
după rânduiala Lui, iar noi să ascultăm de Domnul Hristos. Spune în Sfânta Scriptură că Dumnezeu nu l-a lăsat pe Adam de ispeliște, ci văzându-se goi, ei au cusut din frunze o haină aici în față, iar Domnul s-a milostivit și l-a făcut haine din piele. Cine a fost acel Domn? A fost Domnul Iisus Hristos, că El s-a ocupat de oameni. A doua fază a Sfintei Treimi, și El a venit pe pământ și s-a întrupat. El a murit pentru noi și pentru aceasta îi se dă Lui stăpânirea să judece pământul, vii și morți. Diavolul l-a scos pe Adam din Eden și de acum urma să-l șefuiască cum făia el. Primul lucru care l-a făcut, l-a dus într-un munte și a arătat: aceasta este toată împărăția mea, ți-o voi da ție, dar tu să-mi dai mie ce merge sub pământ. Adam era un profan, nu știa ce merge sub pământ. N-a văzut moarte în ochii lui și a dat zapis că din acest motiv Dumnezeu, când a venit și s-a botezat în Iordan, a sfărâmat zapisul lui Adam și prin botez, botezul creștinesc, acela prin scufundare de 3 ori și în credința cea adevărată se sfărâmă zapisul lui Adam. Dar omul a rămas așa înțelept, a rămas mai prost de cum era. Omul, după cum am văzut în istoria omenirii, a căzut și a căzut în toată mocirla, în toate păcatele posibile, după cum îi cânta diavolul. Vedeți dumneavoastră un lucru, un tată caută câte-i copilul mic să și le duce, să le duce, vezi, dragul meu, să nu pui mâna acolo, să nu te însoțești cu cei rău famați, dar îi spune de glasul lui, în cuvinte scurte. De ce îi spune așa? Ca nu cumva să-l dezonoreze pe tatăl și pe tatăl ceresc. Oare cine ar vrea ca să-și vadă fata vândută în piață? Cine aș vrea să-și vadă băiatul rău famat? Câtă durere este în sufletul tău dacă tu, ca părinte, te strofoși din toată ființa ta și nu mai ai liniște, că nu ți-a venit fata acasă, băiatul e aiurea, umblă pe cărări străine și tu te consumi în sufletul tău. Dar Dumnezeu, când ne vede pe noi toată lumea, diavolul asemenea face. El caută să-l ia pe cel mic de mic, copil fiind, și caută să-și facă omul lui. Ci zidește în jurul lui un templu, că prin păcatele care le face omul, el mai pune o cărămidă. Până la urmă zidește toate ferestrele și el este în temnița zidită de Satan. Aici găsim oameni care s-au vândut cu sufletul Satanei. La fel era Hananianca. A zidit Satana prin idolatrie în jurul ei. Dar Dumnezeu, numai cât s-a arătat pe o fantă mică, în durerea sufletului ei, a izbucnit acolo și a plecat la Hristos. O pasăre, când este căzută în laț, îi merge inima grozav de repede.
vede că e moartă lângă ea, ea nu mai are libertatea aceea și orice animal de pe pământ, cu excepția celor domestice, când se văd prinse, începe să se zbulească, începe să rupă, dar acelea sunt în habitatul lor, pe când omul nu este ca acelea din mediul înconjurător. Diavolul îi zidește templul, ca așa se explică fata sau băiatul, când gustă din amarul vieții, îi pare dulceagă, îi pare roșcovă și mănâncă din ea, dar după ce amestecat-o îi umple gura de amărăciune, simte gustul păcatului și ar fi bine să se întoarcă sau să nu mai cadă, dar de ce? Tot se mai duce și tot cade. Și e bucuria diavolului că mentorul care te educă și vrea ca el să îți fie un învățător bun, mergi și fă aceea. Tu te duci ca un robot. Și uiți pe Hristos, uiți dumnezeirea, uiți tot ce iese pentru tine și câștigi templul satanului. Acum, la veacul acesta, așa urmează satana, că i-a spus Evei, vei cunoaște binele și răul. Acest cunoaște, veți fi ca niște dumnezei. Acest a cunoaște înseamnă știința. Noi nu alungăm știința, nu o scoatem din dicticile omului, ci trebuie să o punem acolo în folosul omului. Dar când omul se folosește de știință pentru a-ți prinde sufletul, atunci este grav. Și tocmai aici vine satanul. Acum cu vaccinurile acestea, de ce s-au dus în tot pământul, am conjurat pământul? Că am auzit atunci, la început, când a fost pandemia aceasta, sau este. Spunea de insulele cu tare că acolo încă nu s-a depistat și pe urmă a venit și acolo. Nu este palmă de pământ unde nu, să nu se plângă oamenii de virusul acesta. De unde boala vine virusul ăsta? Fără numai că e dat, iubiți credincioși, că este virusul, dar nu este atât de mortal. Nu necesită masca, că masca este o otravă pe față. De ce îți spune polițaiul și cum te-a prins, te taxează? Pentru ce toate acestea? Fără numai că e diavolul care umblă după om, cum a spus și în Sfânta Scriptură, urlă diavolul ca un leu căutând să înghită pe cine prinde. Așa urlă acum în tot pământul. Niciodată nu a fost pe pământ o pandemie din aceasta și aici profită mai mari lumii. Nu vă mai spun mai mult, că sunteți plini de cunoștințe. Sunteți doți în materie, dar ținta care este marea resetare, o organizare nouă a lumii. Vedeți dumneavoastră că spune Mântuitorul, tot pomul din roade se cunoaște. Sunt mulți pomi pe pământ. Unii sunt buni, alții nu. La frunze e frumos ca și ceilalți, dar la roadă se cunoaște. A spus Iohannis la început,
Ne teamă că vom purta tot anul mască. Dar de urmă a spus, omul nu va mai fi ce a fost. Un cuvânt strecurat așa a fost gândit. De ce adică nu o să mai fie ce a mai fost? Și într-adevăr așa este. A schimbat mentalitatea omului. Vedeți că acum a băgat de spinare între oameni. Cine te vede fără mască, îl îmbolnăvești pe el. Dacă faci un vaccin, de ce nu rămâne singur? Cine mușcă din momeală, pe urmă vine și a doua. Că vaccinul nu rămâne acela primul care îl dai, care ți-l face. Vine și a doua și a treia vaccinare. Și cine știe ce pune în vaccin? Și noi știm ce pune. Că este a cunoaște. Deci, făcând o paranteză din Adam, din Eden, și acum când vine Antichrist, fără numai că este Antichrist ca acest lucru. Eu vă spun de aici, păziți-vă de aceste lucruri. Păziți-vă și chemați-L pe Dumnezeu în ajutor. Că numai mâna Lui atotputernică știe cum să ne păzească. Să vă rugați Lui Dumnezeu continuu. Că a te ruga Lui Dumnezeu nu greșești niciodată. Chiar dacă gândul tău nu este acolo, dar stai acolo, treci și roagă-te cu lumânare în față, cu candeluța aprinsă. Că Dumnezeu nu-L uită nici pe cel din gaura șartelui, nu-L uită. Dar om, să fii și să te rogi Lui. Cum o să ne uite Dumnezeu? Dacă n-a lăsat-o pe Hananiancă și ea cu lacrimi în ochi a spus, Doamne, ajută-mi că fiica mea rău să îngrăcește. Acesta era păsul ei, durerea sufletului ei și n-a lăsat-o că era păgână, că s-a vindecat fata ei. Dar noi rugându-ne lui Dumnezeu, vedeți că Dumnezeu a venit cu marea sa milostivire ca să ne mântuiască. Și apoi vine spre judecată. Deci, Doamne, Tu mă știi cum sunt. Sunt păcătos, sunt drept cum sunt. Al Tău sunt. Mântuiește-mă. Și este imposibil ca Dumnezeu să nu se uite la lacrimile noastre. Iubiți credincioși, pilda de astăzi ne-a dat, cred eu, un impuls cum să ne rugăm. Indiferent cum te rogi la Dumnezeu, dar să fie cu inima curată, să avem nădejde la El. El ne mântuiește, El ne iartă, El ne vindecă. Și Lui se cuvine să-i dăm slavă și cinste în veci.